Operatorul regional de apă din nord-estul județului Sibiu a finalizat masterplanul pentru perioada 2014-2020. În acest interval, în centrul atenției se vor afla localitățile rurale. Pentru lucrările de infrastructură la rețeaua de apă și canal, investițiile se ridică la valoarea de 84 de milioane de euro. Area de acoperire a societății Apa Trnavei Mari va fi extinsă asupra tuturor localităților rurale care derulează lucrări de investiții din fonduri europene. Am finalizat master planul pentru etapa 2014-2020, condiție în care lista de investiție pe care am identificat-o în condiții de eligibilitate pe fonduri europene a ajuns la această dată la circa 84 de milioane de euro. În acest context am transmis deja către Ministerul Mediului și către Autoritatea de Management fondurile europene necesarul de investiții pe această perioadă și sperăm ca în cel mai scurt timp să și semnăm un contract de finanțare. În următorii ani, toate localitățile din nordul județului vor avea apă potabilă și sisteme moderne de colectare și epurare a apelor. În această listă de investiții se regăsesc localitățile cu peste 2000 de locuitori pentru investiții pe mediu, respectiv pe colectarea și epurarea apelor uzate și localități cu peste 300-400 de locuitori se regăsesc investiții pentru alimentarea cu apă. Lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canal din nordul județului au început în 2007 printr-un amplu proiect finanțat de Uniunea Europeană, de Ministerul Mediului și cofinanțat de autoritățile locale. Proiectul a avut o valoare de 90 de milioane de euro și a vizat reabilitarea rețelelor de apă din Medeaș, Dumbrăveni și Agnita.